Ziua de 1 decembrie va reprezenta o dublă sărbătoare pentru toți locuitorii orașului. Vor avea loc evenimente dedicate Zilei Naționale și totodată va fi deschisă oficial și Luna Cadourilor. Cea mai mare bucurie pentru cei mici va fi cu siguranță Orășelul Copiilor. De asemenea, un spectacol artistic deosebit și asta nu doar pe 1 decembrie, ci pe toată durata Lunii Cadourilor. Vom avea Trenulețul Copiilor, vom avea Orășelul Copiilor, care în acest an va fi în trei locații, de asemenea un spectacol folcloric, teatrul de revistă și teatrul de păpuși. Așadar, repertoriul este foarte vast, întrucât în aceste vreme de restricție încercăm să oferim o bucurie tuturor ploieștenilor, de la copii până la adulți. Orășelul Copiilor se va deschide anul acesta numai puțin de trei zone, în parcul din fața halelor centrale, în piața Aurora Vest, dar și în parcarea fostului magazin Interex din zona de nord a orașului. Începând cu data de 4 decembrie, tramvaiul Copiilor va începe să circule și el.